Bine v-am regăsit! Horoscopul pentru data de 26 mai 2022 și extragem și un card și cardul spune: ascult cu iubire de mesajele corpului meu. La fel ca orice alt lucru din viață, corpul meu este o oglindă a gândurilor și convingerilor mele lăuntrice. Fiecare celulă răspunde absolut fiecărui gând pe care îl gândesc și fiecărui cuvânt pe care îl rostesc. Ascult cu iubire de mesajele corpului meu. Cât de frumos! Corpul ne atrage atenția atunci când mai facem câte o greșeală și când avem nevoie să schimbăm anumite lucruri. Trimit multă energie pozitivă către voi și toată magia din acest univers. Activați-vă magia din sufletul vostru. Să știți că astrologia poate să activeze puterea din interiorul vostru, poate să vă ajute pe voi, de fapt, să vă activați acea putere și energie și forță creatoare, pentru că, de fapt și de drept, astrologia este un instrument care vă ajută să conștientizați ce ați venit să faceți aici pe pământ, care sunt punctele forte, care sunt punctele slabe, care sunt plusurile și minusurile unei perioade, care sunt momentele în care să acționați, care este menirea și care este scopul vostru, cu toți avem un scop în această călătorie pe pământ și care este, să spunem așa, lucruri care să vă aducă împlinire. Astrologia poate să vă ajute să vă descoperiți, astrologul poate să fie ghidul vostru către magia din sufletul vostru, magia pe care o aveți acolo și care doar așteaptă să fie folosită spre binele vostru cel mai înalt. Vă mulțumesc că sunteți aici alături pe canalul de YouTube, vă invit și pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, vă invit și la cabinet. Dacă doriți să folosiți și voi această energie, de fapt acest instrument magic care să activeze, să vă ajute să activați puterea și magia din interiorul vostru. Haideți să vedem ce facem astăzi, 26 mai. Cum se aliniază steluțele, avem foarte multă energie în berbec, avem luna deja de ieri cu Marte, ieri a intrat și Marte în berbec, Marte în berbec, Jupiter în berbec, luna în berbec, Chiron în berbec și Venus în berbec. Avem aici foarte multă putere, multă putere în semnul berbecului, deci e clar că e momentul să începem ceva, e momentul să ne restartăm, e momentul să deschidem o ușă către noi începuturi, să pornim pe un drum nou, să avem curajul și determinarea să deschidem un drum nou în viața noastră. Începem desigur cu berbecul, pentru că tot aveți voi atât de multă energie aici în semnul vostru și astăzi vă atrag atenția, de fapt nu e chiar că într-un mod pozitiv, într-un mod negativ, e Mercur retrograd, nu vă supărați. Berbec. Berbecilor le atrag atenția să nu se grăbească. Uneori graba poate să strice treaba. Deschideți-vă către noi orizonturi, dar nu vă grăbiți. Este foarte important să asimilați lecția. Este foarte important ca astăzi să nu lăsați să treacă lecțiile pe lângă voi. Deschideți-vă sufletul, înțelegeți lecția, acceptați-o, apoi mergeți mai departe, pentru că ceva frumos așteaptă în viața voastră. Emoții foarte multe și la muncă, dar și acasă. Taur. Taurii au parte de ceva schimbări de atitudine. Simțiți că este nevoia poate să vă retrageți sau să faceți un pic diferit lucrurile. Poate că n-ar strica puțin o odihnă și poate că nu ar strica să vă reorganizați așa un pic în interior. Sunt ceva discuții pe teme financiare, poate cu familia, poate cu oamenii cu care lucrați, dar sunt și discuții legate de iubire pentru că apar niște situații din trecut nerezolvate. Gemeni. Gemenii au parte de motivație. Astăzi sunteți motivați de prietenii voștri. Poate că în urma unei discuții, poate că în urma unei întâlniri, poate că în urma unei posibilități, pur și simplu voi sunteți super stârniți și foarte deschiși să vă aventurați așa către o zonă nouă. Motivația asta poate să vă ajute. Practic primiți un impuls. Un impuls și foarte mare putere. Socializare, evenimente. Puteți să primiți și ceva invitații la evenimente. Rac. Racii sunt într-o fugă continuă pe zona de muncă. Sunt niște contracte neterminate, niște discuții neterminate, sunt niște posibilități pe care vreți să le prindeți, nu vreți să le scăpați sub nicio formă,
asta este foarte bine, asta este atitudinea corectă, sănătoasă. Un pic atenție cu oamenii din jur, cu temerile pe care aceștia le pot aduce în planurile voastre sau le aduc în viața voastră. Leu. Leii au perspective noi legate de studiu și legate de cunoștințele pe care le puteți dobândi în urma unor studii. Și vă dați seama că tot timpul când v-ați dus într-un grup nou și ați învățat și ați fost deschiși și pur și simplu ați făcut niște schimbări aducând informație nouă, benefică în viața voastră, de fiecare dată lucrurile s-au îmbunătățit. Poate că n-ar strica și astăzi să învățați ceva sau să vă scrieți la cursuri. Fecioară. Fecioara are antrenament pe zona nervilor, în special pe sectorul banilor. Trebuie să vă țineți nervii tari pentru că sunt niște plăți în plus, sunt niște bani care se duc, care vin, care nu mai vin, care sunt amânați. Sunt foarte multe schimbări controverse legate de carieră, legate de promisiunile șefilor, dar și de zona financiară a banilor. Balanță. Astăzi balanțele vor profita de anumite oportunități, dar foarte bine faceți pentru că este vremea voastră, este momentul să profitați poate de anumite scăpări ale partenerilor, poate de anumite lucruri care, practic, universul nu trebuie să mai faci tot nimic, îți pune pe tavă tot ce ai de făcut, doar să știi să profiți de oportunitatea care vine. O zi favorabilă și pentru călătorii, o zi favorabilă și pentru discuții legate de iubire și partea emoțională. Scorpion. Scorpionii sunt super sceptici în toate relațiile lor, în special în relațiile financiare. Acolo sunt niște neclarități, lucrurile nu merg chiar cum v-ați așteptat. Nu vă stresați foarte mult, or să revine și părțile alea bune. Ușor, ușor lucrurile se vor așeza, ușor, ușor vă veți duce către cea mai bună varianta voastră. Însă este important să lucrați un pic la voi și să fiți un pic mai îngăduitori și cu voi și cu alții. Săgetător. Momentul să iertați ceva pe la locul de muncă, poate greșelile colegilor, poate greșelile superiorilor, poate greșelile proprii. Iertați-vă pe voi și vă vor ierta și alții pe voi și tot așa. Ne arată că este o zi destul de intensă și poate chiar și cu tensiuni, în special pe la locul de muncă, dar în dragoste vă așteaptă ceva surprize foarte frumoase și bine meritate. Capricorn. Capricornii au parte de o reuniune cu familia în care veți avea niște discuții destul de clare, aprinse pe alocuri. Poate că nu sunteți neapărat de acord în anumite situații, dar nu prea aveți ce să faceți și astfel vă conformați situațiilor. La locul de muncă este important să aveți o strategie nouă pentru că sunteți luați prin surprindere de strategii care nu sunt neapărat cele mai bune sau pe care nu le agreați. Dar veniți voi primul cu prima strategie și o să fie a voastră mai repede luată în calcul. Vărsător. Vărsătorii au șanse să se îndrăgostească sau să facă niște schimbări în modul în care comunică cu partenerii. Vorba dulce mult aduce. Dacă ne rățuim la ceilalți, ați înțeles ce vreau să spun, dacă avem o voce așa mai agresivă sau un ton mai puternic sau, pur și simplu suntem agresivi în comunicare, nu ajungem acolo unde ne dorim. În momentul în care suntem în calm și spunem lucrurilor pe nume, dar cu vorbă bună, adică să spuneți adevărul, dar cu vorbă bună, parcă altfel se așează toate. Uneori ne grăbim, alteori suntem irascibili. Atenție astăzi cu comunicarea, atenție cu banii, cheltuielile în familie și atenție cu presupunerile. Pești. Nici voi nu este cazul să faceți presupuneri. Încercați să nu faceți presupuneri și încercați să nu vă băgați acolo unde nu este neapărat treaba voastră. Chiar dacă voi veniți cu o idee bună, nu este cazul să fiți salvatori. Cei care sunt salvatori nu ajung prea bine sau prea departe, deoarece salvatorul va da cu subsemnatul la un moment dat. Este indicat să vă protejați un pic energiile, să vă protejați un pic de, să spunem așa, situații care nu sunt neapărat cele mai bune și să vă găsiți cumva o direcție care este satisfăcătoare. Din toate punctele de vedere aveți nevoie de o direcție care să fie satisfăcătoare. Mai mult atenție acasă și la gândurile și emoțiile voastre. Să vă fie de folos și ziua să fie magică!